Vă aștept o deplasare relativ mai lungă până în fugire, etapa 13, cu ce gândură în această deplasare? Da, este prima deplasare care o efectuăm cu o zi înainte, pentru că până acum distanța ne-a permis să ne deplasăm în ziua jocului. Este o distanță peste 200 de kilometri și ce înseamnă peste 200 de kilometri se merge cu o zi înainte, pentru că așa este normal din punct de vedere al controlului la odihnă, alimentație și până la urmă aceste două lucruri le facem pentru a fi, din punct de vedere sportiv, la ora jocului într-o formă bună. Aveți un jucător care provine de la Bugir, v-ați consultat puțin cu el, ce v-a spus despre foștii lui colegi? Da, l-am întrebat dacă are să ne transmită ceva. Am zis că nu are nicio informație. Chiar i-am zis, nu-mi vine să cred că n-ai nici măcar o informație, dar asta este. El este un tânăr care are alte preocupări decât să... preocupări din punct de vedere sportiv și școlar. În rest, de celelalte părți, mă ocup eu și oamenii care lucrez. Ce de putem să spunem despre echipa asta? Pentru că la începutul campionatului și ei și-au exprimat gânduri de a atinge unul de primele locuri. Da, cunosc destul de bine echipa lor. Este o echipă foarte omogenă, foarte experimentată. Jucători care au jucat la eșaloane superioare, jucători care joacă de ceva timp împreună, au tineri talentați, tineri de mare perspectivă. Au o bază sportivă foarte frumoasă. Din punct de vedere financiar am înțeles că sunt foarte ok. Ca rezultate, sunt pe locul 5, au puncte 22. Nu știu dacă sunt multe sau sunt puține, asta este strict problema lor. Dar noi, din punct de vedere sportiv, considerăm că este o echipă bună, o echipă care, cum ați spus și dumneavoastră anterior, și-a anunțat din vară intențiile de a promova. Sunt convins că se vor bate pentru șansa lor până când, din punct de vedere matematic, mai sunt sau nu mai sunt șanse, pentru că, repet, formează o echipă bună și o echipă care sau care ne va pune probleme la meciul de mâine. De vremuri se știa că la Reșița, la Cugir, la echipele astea mai considerate mai muncitorești, este greu să joci presiunea publicului fiind una aparte. În zilele astea cum e atmosfera la aceste meciuri? Da, chiar am jucat în anii trecuți la Reșița contra Reșiței și au un public cunoscător despre fotbal. Aici mă refer strict la cel reșițean. Cunoscător de fotbal, un public care nu a intimidat sub nicio formă adversarul, ba dimpotrivă, dacă echipa gazdă nu se ridica la cerințele lor, chiar îi huideau pe ei. La Cugir nu a mai fost de ceva ani, însă recent acolo s-a inaugurat o tribună extraordinară, o tribună la nivelul ligii întâi, spun eu, cu vestiare noi, cu absolut toate condițiile. Deci, din punct de vedere sportiv, ne va aștepta un ambient extraordinar la Cugir. Câteva cuvinte despre lot. Ați avut absențe în etapele trecute, au mai revenit din accidentări câțiva jucători. Da, astăzi am reușit să-l recuperăm pe Nanu, dar nu este 100%. Revine Podine după decesul în familie care l-a avut. Revine și Bârză după accidentare. Însă continuă să lipsească Silaghi, atacantul nostru, pentru că astăzi în viața lui se întâmplă un moment extrem de important. Soția lui aduce pe nume o fetiță. Pe această cale, eu și tot ce aparține de echipa sportivă din Dumbrăvița îi dorim lui ca cele două fete ale lui să fie sănătoase și să se bucure din plin de nașterea primului copil.